O zi mare pentru orașul nostru. La Huș se joacă fotbal, doamnelor și domnilor, așa cum ne-am dorit întotdeauna. Astăzi, o echipă cu tradiție din fotbalul românesc vine într-o competiție oficială să joace contra echipei noastre. Dar noi astăzi vom arăta că o echipă mare trebuie să ne susținem băieții și, de ce nu, să răsturnăm cărul mare, ca întotdeauna carul mic poate să răstoarne carul mare. Așa că, doamnelor și domnilor, cu toții, cu sigur suflet și nu uitați, împreună reușim ACS Fâșana! Cine câștigă astăzi se califică în 16-a Cupei României. Vedem acum o minge în margine la Adi Viorică. Își face mingea spre interior, Adi, șut! Mingea se duce pe lângă poartă. Și încă 30 de minute e meciul cu Anglia. De-abia s-a întors din Anglia, așa că este menajat pentru acest moment. Centrarea acolo pe bara a doua, se vede șut din voleu. Însă a lovit rău mingea. Rămâne mingea în zona careului. Pericol acolo, se întoarce, șut a Savoie. Blocat excelent de Turiță, cred. Legat de Politehnica, au participat o singură dată în cupele europene, acum 4 ani. 5 de acum, 5 ani de fapt. Să vedem acum un șut de la distanță, dar pe lângă poarta lui Axinte. Uite Viorică în centru acolo, să vedem șut de viață și corner pentru Hușana. Multă lume, vă spuneam, prezentă la meci și pe lângă stadion. Sunt mulți suporteri pe la balcoane. Sunt și pe bloc aici, în spatele meu, niște suporteri. Vedem acum tot pe scurt și vedem șut moale de tot acolo. I-a venit mingea destul de bine a Grigoroaiei. Da, pot un drept bun aici, curță excelentă. Să vedem un șut de la distanță. Bun! Bravo, băi, Tienule, băi! Tienul, șut de la distanță. Rei la 0-0, Călăraș Astra 1-0. Interesante rezultate. Călăraș cu Astra e duelul echipelor parlamentare. Un șut al lui Torres acum direct în balconul unui hușean. Dacă a avut geamul deschis, a făcut o minge. Dacă nu, cred că spart geamul. Se aude acum galeria hușanei. Bună pentru Politehnica, dezvoltă aici. Accepirea adversar, urmează un șut, dar peste transversală. Spectatori aici prezenți și cred că mai stau pe telefoane în perioada asta. Și bun și pară! Apoi mingea cade în spatele porții. Ocazie uriașă pentru Hușana. Acum un șut al lui Viorica de la 27-28 de metri. A zguduit transferul. Cum pasă la Viorica în margine. Sunt trei jucători ai Hușanei în careu. Centrare bună acolo! Mingea mare, șut, privată, poate și! Incredibilă ratare! Incredibilă! Șut în fața porții. A venit și au venit și băieții veseli de la Iași. Au plecat mai greu microbusul de la Iași. Sunt undeva la Acum ocazie mare, fața porții! Și se duce pe lângă. Unul la Reșița. Centrare bună acolo. Șansă și ocazie mare, degajare slabă. Până la urmă, același Ichim reușește să degajeze. S-a accidentat Cosma, nu cred că mai poate. Pasă bună acolo la Aftanache, preluare excelentă a lui Aftanache.
întoarce mingea în marginea să voie și până la urmă intervine Țenu și degajează. Mică discuție aici că dacă mai sunt juniorii pe teren, ar fi o greșeală mare. Centrale pe scurt acolo, dar ajunge mingea pe toate. Vedem această lovitură liberă pentru Politehnica. Centrare bună acolo și gol pentru Politehnica. Acum, cred că plămadă, dar vă spuneam, fundașul de fier al celor de la Politehnica Rea, acum cu capul din 16 metri, scăpat din marcaj. Da, o eroare defensivă și marchează plămadă. Minge în margine, Gâlbea întoarce mingea acolo, superioritate pentru Huș în flancul respectiv. Pasă în centru la Grigoroaie, să vedem la Grigoroaie, pasă bună și offside se ridică din păcate. Era gol, dar s-a ridicat offside de la margine. Executa Grigoroaie. Centrare pe scurt. Resping Ieșenii. Mingea ajunge până la urmă în margine la Grigoroaie. Să vedem pe Grigoroaie aici. Așează acolo. Și caut în atac dat arbitru central. Ce s-a întâmplat acolo? N-am văzut, ne uitam cu toți în altă zonă. Da, un jucător al Iașului acuză o lovitură cu cotul și roșu. Direct pentru un jucător hușan. Ingenalt acolo. Gârdea și